Bună ziua, dragii mei! Sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Scorpion pentru aproximativ iulie 2022. Pentru cei care au tendința să fie manipulatori când fac comentarii de al de unul pe care l-am primit ieri, vă rog frumos, evitați manipulările de orice zodia ați fi. Am primit un comentariu ieri. Voi nu prea faci etalări pentru Scorpion. În fiecare lună am făcut pentru Scorpion. Am făcut și la lună plină, la... în fine. Și cu alte ocazii. Așadar, fără manipulări. Nu știu cine a făcut comentariul, l-am șters. A apărut ceva... Ia, da, așa. Înainte să începe etalarea. Etalare, să zicem, pre-etalare. În timp ce am amestecat aceste de cărți, a apărut regele de cupe. Regele de cupe. Regele de cupe care pentru mine înseamnă dragoste adevărată. Înseamnă o energie echilibrată. Regele de cupe, în general, e Scorpionul, varianta sa superioară. Încoronat. Încoronat. Cu chakra a șaptea deschisă, care vibrează de dragoste, care a transformat suferința în dragoste. Teoretic, așa ar trebui să ajungeți toți. Să ajungem, că și eu am lună și eu așteptam să fac la Scorpion, da? Că unii, poate, începe să iubiți sau cineva începe să iubească în preajma voastră, mai ales dacă sunteți în vibrația aceasta care aduce dragoste și schimbă inimi și schimbă vieți și le cheamă la o vibrație înaltă, unii, poate, chiar asta faceți. Transformați suflete. Transformați suflete. Am primit acum un mesaj și prima oară când mă uit la această carte și primesc acest mesaj, poate are legătură și cu etalarea voastră. Această dragoste pentru unii poate să ducă la căsătorie. Sau are legătură cu căsătoria, dar eu așa am simțit să transmit. Poate să ducă către o căsătorie. La capătul setului de cărți, 9 de monede, deci deocamdată o persoană este independentă. 9 de monede, în general, e Venus în Fecioară. Sau poate planete în tranzit, sau acum nu sunt. Sau planete progresive, sau planete natale. Planete în Fecioară. Planete care vă ajută să vă concentrați pe rezultatele voastre. Pe independența voastră, nu stați să vă plângeți că sunteți singuri, singurei. Nu, ok, sunt singur, nu e tot mai bine. Uneori ți se face și ție dor de îmbrățișare, dar când trece dorul, te apuci de treabă, mai faci un proiect, mai scrii o carte, mai te duci la un club de yoga, mai citești, eu știu ce, articol. Ai ce face când ai ieșit 9 de monede și știi că atunci când cu fiecare reușită pe care ți-o adaugi, vei deveni o persoană puternică și capabilă să inspiri și pe ceilalți. Și pentru asta trebuie să stabilești granițele personale, Scorpion, Fecioară, pești, nu vreau să zic pești, dar ieși și pești. Ia uite, iar Scorpion, moarte și transformare, da? Această transformare implică granițe personale, implică meditație, ia uite, vedeți? Energie feminină, care lucrează cu ea, intră în globul său, în aura sa și se curăță, da? Interesant, și regele de monede, iar Taur, Fecioară, ce mai era? Capricorn. Probabil că acest personaj, interesant, un personaj fixat pe rezultate financiare, pe acumulări financiare, poate fi căsătorit, poate nu fi căsătorit, poate căsătorit cu banii, cu contul bancar, cu, eu știu, cu mașina, cu apartamentul. Glumesc, evident, dar știți că sunt și cazuri, da? Interesant, 9 și cu 1, 10, apropo de căsătorie. Acest personaj se transformă în relație cu voi, învață să iubească din suflet. Din suflet. Hai să mai vedem ce a mai apărut. Am spus eu ceva legat de un anume soi de transformare. Transformare. Da, vedeți, apare iar numărul 8, care... este casa 8-a Scorpionului, transformarea, da? 3 și cu 5, 8. Ancora în aceste de cărți. Sunteți ancoră pentru cineva în apele tulburi prin care plutește, prin călătoriile vieții, pe care, da, toți le avem, da? Dar sunteți ancoră pentru cineva. Și steaua. Și ancoră și lumină în întuneric.
Aduceți speranță, aduceți, le arătați direcția. Interesant, direcția și stabilitatea. Adică, în momentul în care simt nevoia să fie stabil, sau poate cineva vă dă acest sentiment, vedeți că poate să fie și invers. E o energie, cred că e aceeași persoană, după cum arată. O energie feminină care arată direcția, ok, vrei să te miști, ai nevoie de mișcare, înțeleg, pentru că energia trebuie să circule, e absurd să căutăm stabilitatea în stagnare, nu, stagnarea este necesară un timp, apoi o transformăm, 8, da? 6 și cu 1, 7, 7 faetonul, intrăm în mișcare. Și e o energie feminină care are un grad de înțelepciune. Când e nevoie de mișcare, știe direcția, știe că direcția trebuie să fie înspre lumină, da? Chiar dacă uneori e mult de mers. Când e nevoie de odihnă, de repaus, este exact ce este nevoie să fie. Ancoră. Pentru cei care au un soi de dezechilibru. Interesant, apropo, apare și luna. Dezechilibru emoțional. Luna e foarte fluctuantă. Dar ia vorbim de semne de apă. Aici n-a apărut nimic. Aici a apărut. Ok. Cavalerul de cupe, împărăteasa, 4 de spade și 8 de cupe. Am zis că voi sau cineva, sau poate și voi și alte persoane, ideea este că se întâmplă o transformare emoțională în viața voastră, în viața celor din jurul vostru, într-o formă sau alta. Pentru că ce se întâmplă în noi îi afectează și pe cei din jur. Deci, transformarea noastră într-o formă mai mare sau mai mică îi transformă și pe ceilalți. 8 de cupe, eliberare de energiile negative și călătorie către asul de monede, către stabilitate. Am zis, cineva este ancoră și lumină. Apoi, ce apare? O împărăteasă flancată de două energii, să zic, masculine. Una pasivă, de aer nu neapărat, dar una foarte gânditoare și mai puțin activă, care are nevoie, multă nevoie de vindecare. Și alta, tot energia masculină, dar care este în mișcare, care este dispusă energia sau, eu știu, masculinul, dispus să ofere parte din sufletul său către această ancoră. Am zis ancoră, element de pământ, dragoste. Energie feminină care lucrează cu ea și știe să ofere dragoste, știe să ofere vindecare. Acum, poate voi aveți de ales între un semn de aer și un semn de apă sau cineva cu marcaj în semn de pământ. Vedeți unde sunteți. Dar trecăm peste semne, că mie nu place să mă fixez pe semne. Pentru că în harta noastră natală avem multe planete, da? În diferite case. O energie feminină care este flancată de, repet, de două energii masculine, una pasivă, care încă se vindecă, încă nu-și cunoaște adevărul, și alta activă. Și nu doar activă, care vrea să împărtășească partea din sufletul său, din emoțiile sale și să comunice. Băi, de ce m-am încălzit? Interesant. Ceva se întâmplă. Hai să vedem. Situația despre care vorbim în această perioadă. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în Scorpion, iulie, aproximativ 22. Lucrurile se încină. Nu obligatoriu, dar probabil. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în Scorpion. Ce asta? Trifoiul, ce frumos, norocel, doi, dar doi înseamnă relații pentru mine. Doi înseamnă și Marea Preoteasă. Aveți un noroc secret sau, aduce, sau cineva în secret vă consideră norocelul lor. Ia uite ce frumos și câinele, e o energie foarte loială. Oh, protectoare, dar în acest moment nu știu de ce simt o tristețe. E o tristețe. Poate că e distanță, e o cale, e în fața unei căi, poate că e o distanță. Poate că e o tristețe pentru că știe că trebuie să facă un drum, e cărarea vieții, nu? 22 e un număr maestru,
drum care aduce stabilitate la final, dar care provoacă 2-2-2, probabil că vedeți des 2-2-2. Dar care provoacă la autocunoaștere, la ascultarea intuiției, la deschiderea către altfel de dimensiuni. Când ești singur pe cărarea ta, ești atent la ce se întâmplă, la semne, la sunete, la gândurile care vin, da? Sunt multe lucruri de învățat și acest personaj loial, poate față de voi, într-o formă sau alta, sau voi față de cineva, știe că vă veți găsi stabilitatea, că am văzut și ancora, am văzut și steaua care, iar, tot așa, e greu de atins. Veți găsi stabilitatea, dar deocamdată e un sentiment de bucurie și tristețe în același timp, aș spune. Bucurie că și-a găsit norocul. Al cui e acest norocel, nu știu, al vostru, sau poate voi ați trecut prin multe, poate sunteți supărați, poate ați trecut în această cărare a voastră, prin multe situații și ați încercat să fiți loiali, că scorpionii, varianta lor bună, pot să fie foarte, foarte loiali, da? Uneori și celor care nu merită. Da, e și această tristețe și oboseală, dar poate că vă plac câinii, ca și mine, poate aveți câini, dar aveți un noroc special. Orice situație ar fi a voastră sau a cuiva, norocul e în preajma voastră într-o formă sau alta. Căutați și voi trifoia și jucați-vă un pic cu el, conectați-vă la el. Îl găsiți prin toate bălăriile. Și din păcate locolim. Hai să vedem spiritul vostru în această. Wow! 11, 2 și cu 2. Nu, 11 se reduce la 2. Da? La Marea Preoteasă. Justiția și Marea Preoteasă. Interesant și spânzuratul. Sunt niște spânzuratul ca număr 12, dar aici este amabilitate și putere. E o energie feminină. Am zis bine. Ce am zis? Ce am zis? Am zis bine. O energie feminină foarte puternică, care își cunoaște puterea, dar o oferă într-un mod atât de delicat. Am zis, transformă suflete. Și energia feminină o găsiți și în bărbați. În bărbații care s-au conectat la intuiția lor, care au, eu știu, în harta lor natală, dispoziție să vindece, să asculte, să ajute. Dar energie feminină puternică. Voi sunteți norocul multora. Și de-aia dați și stabilitate. Iar justiția într-o formă sau alta. Puterea voastră constă în faptul că sunteți, vorbesc despre unii, nu despre toți. Dacă aveți a face cu scorpion care sunt dezechilibrați, nu despre ei vorbesc, da? Este energia unor scorpioni aici. Pentru că energia pe care trebuie să o aveți în această perioadă. Dați echilibru, cum am zis, echilibru oamenilor care s-au îndepărtat de calea lor. Am vorbit de cale, da? Le arătați lumina. Le arătați în ce direcție trebuie să meargă și opriți din momentele lor tulburi, emoționale, poate și fizice, da? Sunteți ancoră. Ancoră și lumină și direcție în același timp. Și ia uitați ce faceți, transformați. Ia uitați, îmblânziți fiara, frumoasa și bestia. În jurul vostru se creează un spațiu special. În general, vorbesc despre cineva care transformă vieți. Repet, dacă aveți de-a face cu scorpion de proastă calitate, nu despre ei vorbesc. Iar loialitate, vedeți, am vorbit de loialitate și la cățel. Și loialitatea este reprezentată de cocorul cu coroană roșie, care este simbolic pentru Phoenix în cultura asiatică. 2 și cu 9, 11, da? 11, echilibru, justiție, dreptate și 11-11 pentru o formă sau alta flăcări gemene. Foarte interesant, deja prea interesant. Să vedem când mai vorbesc despre restul. Cum să fac eu? Să rămân totuși cu aceste cărți pe masă. Să mai amestecăm o dată. De două ori și de trei ori și apoi să tăiem. Scorpion, soare, lună, venus, ascendent, nodul nord în scorpion. Iată, faetonul, călătorie, călătoria cuiva,
ori îi așteptați fideli să vină, să vină pentru că știți că lângă voi își găsesc echilibru. Ori voi. Ia uite, 9 de monede, trecut, rece de monede, că tot am vorbit. Mai, deci au revenit cărțile. Trecutul acesta nu știu cât de departe este. Poate să fie o lună, două, poate să fie și 6 luni, poate să fie și un an, doi, nu știu. Energiile feminine. Feminine. Preîmpărăteasa. Ați lucrat la voi. Tot ați lucrat la voi. Și la finanțe, și la creșterea voastră spirituală, da? Și la, eu știu, poate unele ați făcut fitness, poate v-ați aranjat, v-ați oferit timp pentru voi. Și eventual cineva v-a observat, regele de monede. Iar, interesant, iar e câinele. Cineva care iubește câini, are un câine. Eu am câine, dar nu-s bărbat, în fine, dar o energie masculină. Și apoi moartea. Această întâlnire cu acest bărbat vă va transforma viața. Poate ei sunt independenți și în prezența voastră a scorpionului își doresc să nu mai fie. Să se așeze la casa lor, apropo de ancoră, și să mergeți împreună pe calea voastră. Să nu stagnați, să mergeți. Asta e o nouă perspectivă, apropo de spânzurat. Foarte interesant. Hai să mai vedem. Pentru unii poate că vedem, dacă această moarte poate să sugereze eliberarea de o căsnicie a acestui bărbat în cazul în care, în cazul căsătorit. Măi, ce am? Așa, în cazul în care este căsătorit, apropo de justiție, își dorește să pună capăt acelei căsătorii ca să fie alături de această femeie care nu este adictivă, nu e toxică, în ce sens? Nu stă să țină de partener, genul aceea de femeie. Aoleu, nu mai pleca, mai părăsit. A, am ce face, da? Am ce face. Te iubesc, dar asta nu înseamnă că stau să te sufoc. Da? În prezent, 7 de bâte, iar au revenit. Astfel de monede, bravo! Interesant, sub regele de monede. Dacă știți voi, acest bărbat ar vrea să înceapă ceva cu voi. Poate un proiect, poate o colaborare, 5 de bâte. Am mai fost la o zodie în aceeași poziție, nu mai știu nici ce zodie. Asta e. Sunteți independente, lucrați, vă protejați aura pentru că știți, dacă ați început să faceți creștere spirituală, să investiți în creșterea voastră spirituală, știți că trebuie să vă protejați. Fiți precauți pentru că aveți dușmani. Mai ales cei care vor să crească, vor să se transforme, vor să-și extindă, apropo de Jupiter, care e expansiune, să-și extindă universul interior, energia, aura, vibrația, aveți mulți dușmani. Asul de monede. O să vedeți și la clarificări ce înseamnă un nou proiect. Poate să fie o nouă relație cu acest personaj, pentru că vrea să ofere ceva. Am vorbit 9 și cu 1, 10 și apare chiar sub regele de monede. Posibil. Și dacă acceptați această propunere, vor fi mulți dușmani. Eventual, eu știu, poate cineva trebuie să se zbată, să vă convingă, să renunțați la independență sau, iar, poate nu e vorba de a renunța la independență, acest personaj trebuie să se zbate, să renunțe la vechea căsătorie, la vechea relație, variază. Sunteți mulți, sunteți și voi câteva mii, da? Vor fi câteva mii de vizionări și atunci adaptați-vă. Bă, nu știu, din punctul meu de vedere, zic adaptați-vă. Unora nu le place când vă zic să vă adaptați informația. Dar eu vă zic așa, cu planetele pe care le am în harta mea natală, care mă fac să fiu autentică și doritoare să mă deprogramez de ce aud în stânga, în dreapta și să-mi creez singură cale, apropo de cale. Ascultați cu atenție. Programe sunt peste tot și în etalările de tarot. Potriviți-vă informațiile și în funcție de situația voastră, nu de alta, dar cei care sunteți mai răzvrătiți, mai rebeli, mai nonconformiști, bănesc că sunteți și în această etalare cei care ascultați asemenea lucruri, nu cred că vreți să vă programez un scenariu. Hai, maxim două. Programați-vă în funcție de cum simțiți voi că se potrivește. Voi vă adaptați programul, asta vreau să zic. E un program. Orice etalare este un program.
orice informație mass media e un program, orice lecție la facultate, la școală e un program. Să nu uitați, trăim printre programe. Așadar, deprogramați-vă și programați-vă către transformare și ceea ce vreți voi. A fost o paranteză mai lungă, ar fi fost bine să o fac într-un videoclip special. Dar, probabil că e important. Uite ce frumos! Păi, programați-vă pentru soare! Aici sunteți autentici! Soare în viitor. Soare. Super. Aici. Programul vostru interior. Blocați ce considerați că nu vă reprezintă. Ia uite, regăsiți-vă energia. O vedeți aici? Regăsiți-vă energia. Lucrați cu plexul solar. Reîncărcați-vă bateriile. Foarte frumoasă această verticală. Superbă, superbă, superbă. Și soarele în viitor. Vă veți bucura de ceva deosebit. O să vedem și la clarificări. Sper să nu se schimbe vibrația, că e prea mișto. Mai zic și eu cuvinte de asta. Ia uite și puterea. Vai de ce frumos! Probabil că în august se întâmplă ceva. 19 august, nu știu, nu neapărat. În august clar se întâmplă ceva. Că e de viitor de scurtă durată. Eventual, fiți atenți că acest personaj, am zis, vă vede puternice. Și ei sunt puternici și vrea să facă un, nu știu, să creeze un proiect, poate vrea și căsătorie, dar nu obligatoriu, un proiect, o colaborare, o prietenie, o relație, d-un anume fel, pentru că amândoi sunteți puternici, amândoi. Soare, puterea și ce mai este? Ia stai că era cavalerul de cupe și regina de spade. Aha. Am senzația că regina de spade este personajul pe despre care am vorbit la început, patru de spade. Un personaj care a fost pasiv în relație cu voi, într-o formă sau alta, prea meditativ, a încercat să găsească răspunsuri și nu a acționat. Și în momentul în care voi vă găsiți parteneri, și repet, colaboratori, prieteni, eu știu, poate și iubiți, puternici ca voi, intenși ca voi, cu un sistem de valori asemănător, ca să vă completați, de a zic că nu trebuie să fie identic, e suficient dacă este asemănător, acest personaj care, cu care probabil ați terminat, ați încheiat cu patru de spade, cred că are legătură, devine conflictual, devine gelos, geloasă și s-ar putea să vă caute, să vină cu o romanță, cu o dorință de împăcare, de cucerire, da? Către regina de cupe. Ar putea să fie scorpionul. Nu? De ce nu? Dar am senzația, nu știu de ce, așa simt acum, regina de spade va zice nu, nada, niet. Și chiar dacă nu veți colabora cu acest personaj, pentru că vom vedea la clarificări ce înseamnă. Veți avea în preajmă un om puternic care vă va susține, clar, și veți primi o ofertă de bani, un job, un proiect, o relație, scuzați-mă, o relație, dacă vreți, și dacă vreți, veți avea parte de mare succes. Soarele este succes, este bucurie, da? Și acest succes vă va transforma. Vedem. Hai să vedem la clar. Ia, la. Uite, 10 de spade. Lăsați-mă, mai un vecine, cineva care v-a trădat. 10 de spade. Și vă bucurați de victoriile voastre. De drumul vostru. Da, a fost dragoste, dar cineva va regreta. Pentru că alegerile, îndrăgostiți înseamnă alegeri, știți foarte bine. Cineva a făcut o alegere proastă și va sta și va regreta. Nu știu cine. Vom trăi și vom vedea. Ia să, nu? Unde să mai pun eu cărțile? Să le vedeți. Să le văd și eu. Hai să clarificăm. 9 de monede în trecut. Deci, hai să stabilim. Aveți semne de pământ. Taur, Fecioară, Capricorn. Scorpion este aici. Balanță, mod special. Posibil și vărsător sau, dacă vreți să fie gemeni, că am văzut și gemeni. Foc, leu, berbec, săgetător. Și am văzut și semne de apă, regina de cupe, regele de cupe,
Cavalerul de cupe, am văzut și semne de apă. Deci sunt toate semnele în principiu. Alegeți-vă. Ditate pentru toți. 9 de monede. În trecut. Scorpion și scorpiuțe. Oh, asta e. V-ați separat. Și asta e. Ați ales cineva? Da, asta e 9 de monede. În trecut. A fost o separare și ați ales? Aici e fain. La 9 de monede, de-aia îmi place. Pe lângă faptul că e prea împărăteasă. E un personaj care zice, ok, s-a dărâmat totul, se blochează cărările către această construcție, nu mai merge în acest context, că cineva vă blochează, că cineva nu alege, că, așa, oricum, aș spune că voi alegeți faetonul să mergeți către stea, către transformare, către independență, către expansiunea voastră și financiară și creștere spirituală. Așa simplu. Ia uite, stea, faetonul merge către stea. Asta e, către vindecare, către drumul vostru. E un personaj aici, înțeleg. Sper că ați fost voi. Dacă a fost o separare, ok, accept separarea. Sunt scorpion de orice natură ați avea, ascendent, lună, eu știu ce aveți, soare, Venus. Accept transformarea, e intensă, e dureroasă, dar e spre binele meu, da? Îmi regăsesc cararea, calea. Și ce-i frumos la acest câine? În primul rând, ești loial ție. Da, ok, ești fidel. Dar cel mai important este să-ți fii fidel ție. Și asta implică autonomie, implică autenticitate. Hai să vedem. Regele de pământ. De monede. Clarificăm regele de monede. Pentru cine? Pentru unii dintre voi, probabil că e un personaj care îi place să poarte verde sau poate culorile acelea armii. Mie îmi place, uneori. Adică de vreun an de zile, să zic. Ups, ia uite, regina de putere. Da, printre prieteni, într-un cerc de prieteni, probabil, dacă sunteți doamne, întâlniți un bărbat care, aș spune că se poartă cu voi, un rege și o regină. Elegant. Ia să ne vedem. Se poartă. Regele de monede e foarte fain, totuși, uneori, ca și comportament. Hai să mai vedem. Regina de bâte, berbec, leu, săgetător, taur, fecioară, capricorn. Hai să vedem moartea, ceea ce înseamnă. O transformare, ce înseamnă. Lăsați acea separare. O lăsați. Da, moartea. Imediat o zi mai multe, dar vreau să fiu și cartea următoare, moartea, clarifică moartea. Moartea. Marea preoteasă invers. Cineva își face griji. Da. Ia mai dăm o carte pe Regina de Bute. Regina de Bute. Vă vindecați de o situație. Am zis de o balanță unii dintre voi. Sau de un personaj căsătorit. Și în acest proces de vindecare apare un personaj, o energie, bărbat, femeie, care vă vindecă,
care vă alină, care vă susține în momentele de greutate. Dacă cineva v-a abandonat, repet, apare cineva în preajma voastră, vedeți aici o bâtă. Și aici, între cei doi, este o bâtă. Bâta este a ei ca și forță creatoare, dar el are moneda. Are pământul sub picioare. Interesant mesaj. Și cine a rămas în urmă, încă, nu știu acum în prezent, dar atunci, în momentul în care voi ați întâlnit un personaj care, interesant, 5 și cu 1, 6, echilibru, care vă oferă susținere în momentele de, într-o formă, nu știu, poate e prietenie, poate la job, poate vă mai dă un proiect la job și mai faceți niște bani. Sunt multe variante prin care cineva te poate ajuta. Poate te ascultă și îți dă un pahar de apă când simți nevoia să plângi, îți refaci energiile. Și a spune, dar de ce vorbești de lacrimi când avem o regină de bâte? Păi și eu, regina de bâte, mai plânge și ea, nu? Asta nu înseamnă că nu-i puternică. Dar două forțe. Două forțe. Și personajul care rămâne în urmă, aș spune că rămâne să se transforme și să-și asculte intuiția pe care n-a ascultat-o. Și mai este încă ceva. Mai este încă un mesaj. Posibil, Marea Preoteasă invers înseamnă și și dezvelirea unor secrete. Posibil în trecut, ori voi, ori cineva, nu știu de ce parte sunteți, se manifestă o comunicare. Marea Preoteasă merge spre magician, da? Magicianul înseamnă Mercur, comunicare. Se comunică niște secrete care transformă viața. Am vorbit de această transformare care aduce dragoste, care, da, în viețile unor oameni. Da. Se dezvăluie niște secrete care transformă vieți. Hai să vedem. Da. Care vindecă, care alină. Da. Urmează vindecare, comunicare sensibilă și echilibru într-o formă sau alta. Dreptate în altă formă. Spirituală, energetică. Șapte de bâte în prezent. Învățați să puneți granițe personale. Șapte de bâte. Șase de cupe. Dacă cineva din trecut încearcă să se împace cu voi, vedeți? Exact personajul de care v-ați separat. Poate că e bine să puneți granițe, să stabiliți. Ok, mai vorbim, la la la, dar nu ne împăcăm, pentru că eu am ales o direcție. Ia uite. Se va manifesta dragoste, pasiune cu cineva cu marcaj puternic în semn de pământ, probabil Taur, cu regele de monede și cu monedele. Probabil că e zodia voastră opusă. Dacă nu vreți, nu. Dar poate are ascendent, poate are Venus. Nu neapărat să fie zodia Taurului. Oricum, cineva se luptă pentru o împăcare, dar oricine s-ar lupta pentru împăcare, pentru colaborare, învățați ca să nu mai pățiți ce ați pățit în trecut, învățați să stabiliți niște reguli, niște granițe. Mai vedem asul de monede. Clarificăm asul de monede. Acest nou proiect. Începeți un nou proiect. De obicei, în tarot, asul de monede vine cu... are în perspectivă o grădină, o casă. Poate unii vă mutați la o nouă casă, știu, destui scorpion sau nu neapărat scorpion și ascendenți care se mută în casă nouă, sunt multe cărți la una. Da. Casă, proiect, eu știu, job, afacere, patru de cupe. E un personaj, uite. Foarte toxic. Probabil cu marcaj puternic în Capricorn și în semn de aer, gemeni, balanță, vărsător. Poate într-o căsătorie toxică, dar obișnuit să facă jocuri mentale care jonglează între voi și familie. Interesant. Eventual, voi aveți de ales.
între 10 de monede nouă și cu 10 că zisei mai devreme, da? Și acest personaj toxic, 4 de spade pe care l-am văzut de la început. Vedem o carte pe 4 de cupe. Extraordinar. Mare grijă cine vă face această propunere. Mare, cineva încearcă cu orice chip să vă cucerească, să vă recucerească. Fiți foarte selectivi. Poate că voi trebuie, iar, este un moment de alegere, nu e doi, dar e totuși o ofertă. Aha, pentru mine 5 de spade este și o carte a bârfelor, nu e musa a cuceririi, orice echip, cât a influențelor negative, verbale, mentale. Cineva care încearcă, vă vede că plecați cu altcineva, vedeți, uite, clar începeți un nou proiect. Apare soarele, nu degeaba apare soarele. Da? Apare, am văzut și astfel de cupe și astfel de băte. Se va manifesta și dragoste și pasiune și stabilitate într-o formă sau alta în viața voastră. Dar e cineva. Voi știți acel personaj. Nu pot să spun exact zodia, pentru că sunteți mulți. E un personaj care vă vede că plecați într-o altă direcție, într-un alt format. Repet, poate să fie și colaborare, neapărat amor. Dar de ce n-ar fi și amor pentru unii? Acel personaj nu mai poate de gelozie pentru că apare 5 de spade și 5 de monede. Se zbate. Cum să facă? Cum să vă influențeze? Și atunci vine să se împace eventual într-o formă sau alta. Ce-ar mai fi? Ar mai fi. Niște chestiuni legate de casă. Iar această informație variază de la om la om. Niște chestiuni legate de casă. Dar, vedeți, iar apare puterea și 3 de monede. Puterea a fost sub regele de monede și asul de monede. Există cineva care totuși vrea să vă susțină. Să creeze o stabilitate, o prietenie, că am văzut ancora. Și sunt super, super invidioși. Și poate că asta vă întristează, poate le simțiți energia, apropo de 7 de băte, le simțiți energia ca să nu, da, e fain, ca să nu vă afecteze invidiile lor, faceți meditație, puneți blocaje energetice. Pentru că sunt unii care vin și vă, e altă ofertă azi, dai, te vedeți? Aveți mai multe oferte, dar una este stabilă, una este serioasă, discerneți bine. 5 de monede, nu de monede, de băte, 5 de băte în prezent, iau de 6 de băte. Trebuie, parcă aș fi acum 200 de ani, eu știu. Probabil că vine cineva de acum 200. 6 de cupe, probabil. Aveți în preajma voastră un personaj cu care v-ați mai întâlnit acum vreo 200 de ani, că a zis trevă. Lumea, sau poate nu. Dacă vreți să aveți victorie cu 6 de bâte și cu soarele, trebuie să vă spateți rău de tot. Dar, afară de voi, se mai zbat și alții. Sunt oameni geloși care vor să vă atragă atenția, vor să vă cucerească cu orice chip. Acum, repet, folosiți-vă și vouă acel quelque chose pe care l-au quelque chose, pe care l-au scorpioni, acea intuiție. Ia uite soarele. Mai se va manifesta soarele. Ia uite, vă vindecați de griji. Mai de ce fericire. Vai, vai, soarele și steaua și 10 de cupe și temperanța. E o lecuță de stres, pentru că știți că sunt mulți invidioși. Dar unii dintre voi chiar meritați această fericire. Soarele. Clarificăm soarele. Doar că în prezent, poate, dragii mei, poate acest personaj care ar vrea să vă ofere regele de monede, vrea să vă ofere asul de monede, poate el sau ea, ce or fi, bărbat, femeie, experimentează chestii de astea, intrigi care îi întristează. Și voi, prin prietenia voastră, ca fiind ancoră, da, lumină, direcție, îi alinați și învățați să se protejeze și să pună granițe personale în jurul lor.
Poate să fie și așa. Hai să vedem soarele. Într-un mod neașteptat niște, iau te mărturisiri, o declarație de dragoste într-un mod neașteptat. Why not? Vedem, ar fi frumos. Soarele pentru scorpiuțe și scorpioni. Unii dintre voi meritați. Why not? Alții poate mai încolo. Eu zic că toată lumea ar merita să fie fericită dacă a avut o viață onorabilă. Soarele. Uite, 2 de monede. Și 10 de monede. Pardon, scuzați gălăgia. Va fi un moment de fericire, de bucurie. Probabil, eu știu, veți ieși în evidență, în public, într-o formă sau alta și vă va dezechilibra un pic. Poate și financiar. Soarele poate să fie un eveniment pentru unii. Poate să fie un eveniment. De ce nu? În care străluciți, radiați. Și acolo lucrurile se dezechilibrează un pic și financiar, că trebuie să investiți pentru evenimentul respectiv, poate și un dezechilibru emoțional. Dar interesant, se pune bazele unei case sau unei afaceri sau a unui proiect care vă va aduce stabilitate. Și iar 10 de monede înseamnă abundență financiară, dar e chestiune și de cultură, de tradiții. Hai să mai vedem totuși. 2 de monede. De ce apără 2 de monede pe soare? Da. Dacă ați avut în preajmă un personaj, iată-ți cum s-au așezat cărțile. Dacă ați avut un personaj care a jonglat între voi și familie, între voi și job, între voi și altcineva, știți voi cine este, lăsați în urmă. Sau poate altcineva trebuie să lase în urmă un stil de viață sau tot așa. A fost jonglată pe la spate și trebuie să lase în urmă și își dorește colaborare cu voi. Și colaborarea asta, 3 de monede, va aduce bucurie. Va aduce bucurie. Dar trebuie ori voi, ori cealaltă persoană. Iar e o chestiune de călătorie. Probabil că la un drum, unii oameni, vedeți, vă știți poveștile mai bine decât mine, că sunteți voi chiar personaj. Poate chiar voi a trebuit să faceți drumuri între o casă și altă casă, da? Între două case, între două joburi. Haideți, vă mai dau variante ca să înțelegeți cum merg cărțile, da? A trebuit să faceți tot timpul drumuri. Și alegeți să mergeți, că de fapt unde mergeți 6 de spade? Către soare, da? Trece prin ape tulburi, prin întuneric, da? Dar merge către soare. Și atunci, acolo în soare, veți găsi colaboratorii perfecți pentru voi. Așa zic. E prea frumos să nu fie adevărat. Iar, și-am zis, 10 de monede, iar, începuturi. Dacă e proiect, dacă e afacere, trebuie să fie ceva inovativ, ceva original, ca să aibă succes în aceste vremuri grele. Dar, nu e doar atâta. Știți că pentru unii se poate înfiripa și o poveste, dar. Hai să vedem, puterea. Extra! Ce-mi place că a venit invers. Vă deprogramați, am zis mai devreme că tot m-ați ascultat. Vă deprogramați de stres. Sau poate îi ajutați, dacă sunteți într-o vibrație înaltă, îi ajutați pe ceilalți să se deprogrameze de stres, de faptul că nu găsesc soluții, că sunt acolo. Poate cineva iese din, eu știu dacă a fost cineva încarcerat, știți, din situații neplăcute, iese din încarcerarea aceasta mentală, fizică, într-o formă sau alta, poate tradițională. E o încarcerare a cuiva, dar cineva se eliberează. Poate vă eliberați voi și vă programați. Știți, faceți afirmații. Eu sunt puternică. Eu sunt în autoritate. Eu sunt în autonomie. Eu atrag dragoste. Eu merit ce este mai bun. Chestii de genul acesta. Asta faceți. Eventual învățați și pe ceilalți în cazul în care ați făcut, da? Eu am făcut și știu că sunt foarte puternice lucrurile astea și vă susțin. Eu știu, poate o să fac și eu, deși mai sunt pe internet, da, vedem. În fine, da? Vă deprogramați, ieșiți din blocaje. Super, super. Ia uite, să vindecați, să ajutați pe cineva să se vindece. Ia uite, eremitul. Fecioară, apare și fecioară, apare și săgetătorul, dar, în primul rând, îi vindecați. Și nu doar că îi vindecați, arătați lumina
celor care sunt în întuneric. Cei care lucrați cu îngerii, cei care lucrați la creșterea voastră și echilibrul vostru, spiritual, emoțional, nu știu, sau dacă nu sunteți voi, poate cineva vă susține în acest proces. Da? Dacă voi sunteți în căutarea luminii, cineva vine și vă arată, vă susține. Da? Ești mai puternic, asta e, ce frumoasă carte. Băi, ești mai puternic decât crezi. Ce frumoasă carte. Deprogramează-te de faptul că tu ești zodia cu tare și că zodia ta e proastă și că nu știu ce chestii. Nu, deprogramează-te de faptul că ești al doilea, al treilea în familie, că te-a făcut mama ca să, eu știu, aduci bani în casă. Sau, zic, sunt multe, multe situații în viață. Deprogramează-te, ești mai puternic decât crezi. Oricine ați fi. E valabil și pentru cei care ascultați și știți și pentru cei care ascultați și nu știți. Regina de spade. Meditați la toate responsabilitățile pe care le-ați avut. Meditați, găsiți răspunsuri. Adevăr, apropo, răspunsuri cu eremitul, e Mercur. Mercur într-o formă sau alta. Iar dacă ați avut un semn de foc sau un semn de aer care v-a dezamăgit, vă eliberați. Puneți tăcere, eremitul asta înseamnă tăcere. Puneți tăcere între voi și un semn de foc care v-a obosit sau un semn de aer care v-a obosit. Și repet, când zic semne, poate să fie ascendent, da? Un personaj mai. Aș spune pasiv și care v-a obligat tot timpul să faceți voi. Pasiv sau prea autoritar și v-a dat tot timpul aceste responsabilități bâte. Fă tu. Și uite așa. De eu vindecare, nu e? Ia uite și soarele, măi! Și soarele. Posibil pentru unii un semn de aer sau de foc n-a putut să se implice în relație cu voi din cauza unui copil. Și asta e responsabilitatea acasă, copii, chestii. Voi știți cum? Ce și cum? Da. Mai dăm o carte. Da. Vreau să văd următoarea carte care se potrivea pentru cavalerul de cupe, da? Urmează o renaștere. Va fi dorința cuiva de împăcare. Poate că acest personaj va dori să se împace cu voi. Da. Voi deja în preajmă aveți pe cineva puternic, dispus să se transforme sau dispusă să se transforme pentru voi, pentru că și voi simțiți că sunteți potriviți unul pentru celălalt, că sunteți puternici. Și chiar dacă aveți experiențe foarte diferite, vedeți ce interesant? Vedeți ce interesant? Ea vine cu băta, cu creativitatea, cu pasiunea, el vine cu stabilitatea. Într-o situație și, eventual, dacă au fost probleme financiare sau de altă natură. Ah, ce mai simt? Oh! Știți ce mai simt? Pentru că aici poate fi foarte bine Scorpion, da? Scorpion e foarte marțian, nu? E o femeie marțiană. Regina de bâte e scorpioancă, de ce n-ar fi? Da. Voi... Eventual, nu neapărat că acest rege de monede are probleme financiare, că dacă e rege, n-are probleme financiare, poate are probleme emoționale, poate are probleme de cuplu, poate și-a pierdut credința. Și atunci veniți voi cu energia voastră plină de... Asta e în trecut, nu știu trecut de cât timp, e puterea asta. Plină de, eu știu, de vervă, de pasiune, de mister, de poate și sexualitate. Și le readuceți credința. Vedeți? Foarte interesant. Foarte interesant. Da, în viitor va dori, personajul care nu v-a onorat în trecut, va dori să se împace cu voi. Voi știți dacă vreți să-i primiți. Voi știți. Hai să vedem. Wow, ce a sărit. Fiind prezent și visează la viitor. Fiți? Cum a zis? Creați-vă granițe personale, concentrați-vă pe un nou proiect.
Aveți un as de monede. Interesant. Ce mai simt? Asul de cupe e aici. Moneda fără apă nu poate să crească. E sămânța. Sămânța fără apă. Interesant, și aici e un pescăruș care aduce o ramură. Poate ramura asta are niște semințe. Da. Cineva vrea să înceapă ceva special, de lungă durată. Frumos cu voi. Fiți în prezent, visați la viitor și unii dintre voi mai citiți un pic din mitologia egipteană, din simbolurile egiptene, că ceva, apropo, că vorbeam eu de 200 de ani, bine, poate nu e 200, poate e mai mult, da? Ceva, aveți o întâlnire cu cineva din perioada Egiptului, nu pentru toți, dar pentru unii clar este. Și dragostea îndură, 1 Corinteni cu 13, da? Citiți, dragostea nu renunță. Apropo de câine, interesant, de câine. Este fidelă, este plină de speranță și stă în fața fiecarei situații. Asta e. Arătați cuiva. Și rămân fixată pe acest rege de monede. Arătați cuiva ce înseamnă prietenie, loialitate, ancoră și direcție și ancoră și lumină și ce mai vreți voi, tot ce e mai frumos și bucurie. Și eventual acest personaj se va atașa de voi și va dori să fie alături de voi așa cum ați fost voi în anumite momente. Foarte interesantă. Sper că v-a plăcut și vouă etalarea. Mie mi s-a părut interesantă. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine. Ceau, ceau. Vai, 51. Wow.